3% la municipiu și 7% în județ sunt procentele cu care ar fi cotați democrat-liberalii, vehiculate ca rezultate ale unui sondaj. Acest sondaj este contestat de Nicolae Davițoiu în cadrul emisiunii Provocare la adevăr. Un procent real în opinia sa este 15% la municipiu și circa 18% la nivelul Gorjului. Pe părerea mea, cred că pe municipiu, în momentul de față, undeva la 15%, iar pe județ undeva la 18-19%. Pentru primăria Târgu Jiu, PDL a propus sondarea lui Nicolae Davițoiu, Nicolae Cilibiu și Vasile Picioruș. Întrebat dacă va intra în cursă, indiferent cât de mic ar fi procentajul obținut în sondaje, în condițiile în care va fi totuși printre cei trei, Davițoiu a spus că cineva trebuie să candideze. Indiferent de procent, cineva trebuie să candideze la primăria municipiului Târgu Jiu, pentru că PDL-ul totuși este un partid destul de mare. Este primele două partide ale țării. Deci cineva trebuie să candideze. Acum nu o să câștigăm noi toate municipiile reședință de județ din toată țara, dar candidați vom avea peste tot. La sfârșitul acestei săptămâni, la Gorj este așteptat Mihai Stănișoară, coordonatorul partidului pe zona Oltenia, care va valida candidații stabiliți până la acest moment pentru primăriile din Gorj.